Salutare lume, aici Mr. Cafican, bine v-am găsit la un nou episod din Metin2ro. Pe serverul Orion sunt aici pe contul lui Nasty. Am spus că o să vezi așa probabil o surpriză. Filmez pe acest cont. Are el aici mai multe nebunii, vedeți ce are, are iteme cu 20% drop, are și mânușă, are și nebunii, are pentagonul ăsta, banul și ăștia cu săgeți, cu prostii din astea. Hai să vedem dacă pică ceva de la barul. Bine. Îi las, care inteligență, dar în fine. Bă, nu mai pute cald, am ajuns de la școală. Am avut sport, am făcut un duș rapid și am zis haide să filmez ceva pentru băieți aici, că trebuie să mai filmez. Este luni și filmez acum pentru că în vreo câteva ore, mai exact în vreo 4 ore ceva de genul ăsta, trebuie să mă duc la facultate înapoi să dau examenul la engleză, adică nu e chiar examen, e o chestie mai fain așa, să zic. Și Nastia a plecat în unde am plecat el? Bă, a plecat în ceva vacanță, ceva, nu știu pe unde a plecat el. Ăsta e FMS-ul meu vechi cu pagul meu de 30. Ia să punem mai niște licori. Oricum nu-i trebuie licori lui Nasty, dar ia să punem ăsta aici. Dar le pun așa să fie. Băgăm ăsta. Îmi place că are mânușa pe cont. Câte zile mai are mânușa? 17 zile. Pă, aici dropez, aoleu. Și contul ăsta o să pot să-l cresc pentru că vrea să crească contul. Ia să băgăm noi ăstea. De 500 pe hit. Are M2 tăiș, oare mai are aici niște tăiș? Nu pot să-l citesc. Teama, nu pot să citesc. Care limbajul este să citesc una? N-a mers. pare rău, Nasty, n-a mers cartea. A expirat petul, asta este banderola albă cu plus. Eu iau, să spunem. Și da, bă, băieți, vreau să vă zic că nu știu dacă o să mai postez zilnic Metin. O să intru în sesiune peste câteva săptămâni și nu o să mai pot intra, să zic așa, pe Metin. Ia să vedem ce carte, lovitura degetului. Bă, o să-i păstrez cărțile astea. 4 magie, bă, ghinion, că nu țin itemele astea aici, că nu n-am eu chef, îmi pare rău, Nasty. Bun, mai beau niște cafea, să fie bine. Da, bă, și ce mai faceți voi? Cum vă mai e viața? Cum vă mai e șmecheria? La mine e destul de frumix, să spun așa, să te bag și teama. Are și teama, are M teama băiatul. Apoi, dacă o să fac level, o să iau armura vrăjită. La teamă ce? De cât îi dă? Putere, minus 15 mic, șansă de omitere. Da, pantof de haur. 2 KPV direct. Ia să... N-am scut pe mine, dar nu-i trebuie scut. N-are nevoie de așa ceva. Da, și uite... Sura e destul de ok, să zici, că nu bagi licor, bagi blu, bagi doar licor blu să te ajute, gen, dar red nu bagi aproape deloc la metinele de levelul caracterului, sunt puțin mai așa, mai nu știu. Da, oricum, metinul probabil la 35, dacă eram Sura, era spart, cât îmi dă? 150... Ce? Cât, mă? 100? Bă, băiatul, bă, dă mai aproape cât aura de ăsta. Nu știu, e ok. E ok. Violeta. Nu, o iau după aceea. Și trebuie să mănânc și ceva pentru că nu am mâncat nimic.
și stomacul meu face cam chiorț, chiorț, chiorț. Dar, da. Ia să vedem noi bucăți. Are bucăți de medalii pe aici. Are ceva. Luăm bucăți de medalii, luăm cartea. Am zis că luăm licoarea. Așa. Ce carte mi-a dat foc repetat? Nu avem nevoie. Mai are aici o autorizație de lup. Mai are nici autorizație în depozit. Nu știu exact de ce are. Dar o să folosesc cu lupul deocamdată că ăsta l-are. Ia să băgăm noi aici departe. Da, și să-mi spuneți dacă mai vreți să mai fac serii pe serie sau ceva pe Sura. Că, na, dacă eu nu am un cont de Sura, folosesc conturile lui alții. Opa. Să mă bag peste ăsta. Mă bag, că nu-i contul meu, mă interesează. Și apelăm aici, așa ce-i fac la asta. Mă înjură. Probabil. Și eu și cu ăla, mă neacă mai încă unul. Eu am un ușă, boss. La mine pică carte, ție nu-ți pică. Da, ți-am spus că mi-e pică carte, bă, boss, fraierule. Puterea vieții. Ce mai pe aici de luat? Nimic. Bun. Băi, plin pe aici. Hai să schimbăm un CH. Schimbăm un CH, merge. Schimbăm pe ăla mere pe 4, noi schimbăm pe 5, că suntem mai șmecheri. Așa. Unde-i metinul? Nu-i metinul. Nu este metin. Și ce să vorbesc, ce să vorbim noi acum? Despre ce să vorbim, despre ce să facem? N-am absolut nimic, nicio idee, doar sparg aici metine. Băgăm tăișul, băgăm teama frumos și dăm la băiat. Până la urmă stau așa pe spate frumos, mă uit așa la soare. Cum... Te văd, soare, unde? Ah, aici. Ok, credeam că mi-a mâncat soarele cafeaua. Stai ce? Nu mă băgați în seamă. Are licoare verde pe aici băiatul ăsta? Nu are. Dinți de orc. Cizme de piele 2 KPV plus ai B. A, da, are cizme de piele plus 9. Bă, ce moare sura. Trebuie să-i pun și scutul ăsta. Zic și eu, hai că-i pun. Gata. Acum ar trebui să fie totul în regulă. Clopot Caisă, are inteligență. N-are inteligență. Dacă cumva sunteți pe server și dați PM lui Nasty, puteți să-i dați să-i spuneți, bă, ce faci, ești cofi, dar nu prea sunt pe cont. Acum o să fiu doar vreo câteva zile, cât timp este el plecat, dar după aceea nu prea intru pe cont, doar câteodată. Klaus On nu este Klaus On. Shiriken. Sufletul lupului nu. Clopotul Caisă jos. Ăsta e jos, cismele. Puteam să le iau pentru mine, dar eu mai am câteva. Prin depozit, un mesaj pe telefon de la cine o fi. De la YouTube a comentat cineva pe videoclipul trecut. O să vedem ce a comentat și o să răspundem la băiat imediat. Am făcut și o rimă. Și da, îmi pare bine oarecum, adică nu oarecum, chiar îmi pare bine. Am început să creștem pe YouTube în like-uri sau așa și creștem fix acum când eu nu prea am timp să mă joc. Asta e destul de rău, să spun așa, pentru că dacă n-am timp să mă joc, ce facem aici? Creștem în abonați așa? Și pentru mine e un lucru ciudat. Mă gândesc așa dacă aș crește să am câteva sute de comentarii pe clip și chestii de genul ăsta, eu, na,
dacă cineva vrea ceva să postez un anumit lucru, eu nu o să pot să fac chestia asta să-i împart pe toți, na, să-i împart așa pe fiecare cum ar veni. Și e destul de nasol. Dar o să văd cum o să fac, o să fie bine pentru toată lumea, nu o să fie rău, nu o să fie nimic. Hai să vedem, pică ceva de aici. N-a picat nimic bun de aici. N-a picat. Metin. Bă, ce pică la metin ăstea. Ia să punem pe ăsta. Nu, nu, nu pe automat. Să țin space-ul că mi se duce teama și probabil tăișul și să le bag eu. Probabil o să-i cresc și calul. Calul are doar level 2. Să-l cresc puțin, să-l fac mai mare. Nu o să apuc să-l fac doar vreo Plato și Ying Yang. Lamă de pumn din asta. Plato și Ying Yang. Asta s-o țin. Știu că are multe Plato și Ying Yang pe un subcaracter. Bucată de medalie. Shuriken. Ia să vedem. Da, mi s-a dus tăișul, cum am zis, și teama. Bun. Pică morcov, pică nebunii la el aici. Cumpăr tăiș. Am eu, îți dau la un caca dacă vrei și cumpăr două tăiși dacă nu. Dacă nu, nu-ți dau. Asta probabil nu e un lucru rău dacă ai Sura. Farmezi foarte, foarte greu, să zic așa. Dar reziști bine. Asta e un plus, că reziști foarte, foarte bine. Nu știu, clasele astea sunt așa mai diferite. Unele sunt mai ușoare, unele mai grele. Medalie, carte abilității. Mai ceva aici ce se poate lua și să fie platoșă fantomă. Ia să vedem noi unde e platoșa, nu-i platoșa. Platoșa fantomă a zis că-mi iau. N-are nimic pe ea. Ăsta e camuflaj. Nap. Chiar cu camuflajul n-am jucat pe un ninja pe ro. Cred că niciodată să fac măcar level, cât să zic, ci m-am jucat să fac așa level vreo 5, 6, 60, nu, vreo 10 maxim, ceva de genul ăsta, dar n-am jucat să facă level 20, 30 la un ninja. Nu știu, mi se pare destul de puțin damage și parcă crești greu cu el. Cel mai bine crești cu War și cu Sura. Asta mi se pare bine, cu War-ul crești super, super bine. Că, na, faci grupe și pur și simplu eu mor imediat, instant eu mor. E foarte ușor. Cu că batem și metinul ăsta și apoi o să mă duc și o să mănânc ceva, pun video-ul ăsta la postat pentru mâine și încep să mă pregătesc pentru engleză, să scot ceva proiecte, să scot ceva nebunii și o să vă zic în episodul viitor cum a fost toată treaba cu engleza, dacă a mers bine, dacă n-a mers bine, o să vă zic. Dar cea mai bună parte a fost bine, pentru că în semestrul întâi am luat 10 la engleză, adică, na, pur și simplu a fost scris, acum e oral, și am luat 10, na, vă dați seama, eu că o fi deștept, n-ai ce să faci. Că o fi deștept, nu face el nebun din astea. Câte cioburi mi-a picat aici. Dar nu le adun, că na, milene să le adun. Hai să vedem, asta de 30 pică, o aură ceva. Sau nu pică nimic. Bucată de medalie, nu știu ce. Ploaie de săgeți, nice. Bun, hai băieți, cam asta a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like, un comentariu pe acolo, scrieți ceva frumos și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!